Dane, un meci de luptă pe o căldură infernală. Cum a fost? Da, supărător este rezultatul. Din păcate pentru noi am ratat 4-5 situații mari, am avut și o bară, am primit gol la primul șut pe poarta lui Schellinger. Repriza a doua am controlat meciul de la un capăt la altul. Sunt supărat pe rezultat. Sunt bucuros pentru multe momente bune ale echipei noastre, pentru că nesperat pentru mine am avut multe situații și sincer nu mă așteptam să producem jocul ăsta și cam asta e. Sunt foarte supărat pe rezultat. Am avut jucători care au intrat, am folosit un cuplu de fundaș central care am jucat pentru prima oară împreună cu Ștar și cu Marc. Dar una cu Ștar, cred că a fost un joc bun. Mă nemulțumește rezultatul, sunt 3 puncte care contează enorm. Îmi pare rău pentru ocaziile ratate, pentru situațiile care le-am avut și pe lângă asta am avut și 2 penaltiuri care cred că au fost evidente. Asta vreau să te întreb. Noi cu ocaziile mari, cu golul la un singur și pe poartă. Da, asta este. Tot ce contează e rezultatul. Trebuie să am avut și acum cu echipa, trebuie să fim mai concentrați, pentru că o singură greșeală sau una dintre puținele greșeli făcute ne-a costat foarte mult. Per total? Mulțumit de echipă, de cum au jucat, chiar dacă rezultatul nu te satisface. Ca joc sunt mulțumit, am spus. Am avut multe situații și Schellinger o echipă care nu prea e situații împotriva ei. Am avut și acea bară în care puteam egala. Dar tot ce contează în momentul ăsta e că am pierdut.